Și acum, cu îngăduința celor care numără minutele predicatorilor, să dea restart. În seara aceasta am pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Bătălia de la poarta ochilor. Ne găsim într-un moment de sărbătoare. 100 de ani de existență continuă a Bisericii Pentecostale Române în Statele Unite. E o biruință. Însă trebuie să subliniem că biruința aceasta nu ne aparține în întregime. Mulți dintre cei care au pornit-o au trecut la Domnul. Avem și noi luptele noastre în care parțial am confirmat, dar încă mai rămân cerințe și confirmări de făcut. Cel care ia arma în mână să nu se laude ca cel care o pune jos. Mai avem de luptat. Ce a fost până acum, slavă lui Dumnezeu. Dacă suntem onești cu noi înșine, sunt și lucruri pentru care trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu din nou și din nou. În seara aceasta voi vorbi despre trei mari bătălii care se dau sub ochii noștri. Adevărul este că cele mai încinse și intense lupte spirituale se dau sub ochii omului. Acest război spiritual este împotriva unui dușman perfid, diavolul, care caută să ne înșele în chip și chip. Suntem responsabili cu privire la ceea ce va deveni biserica în generațiile viitoare. Și în privința aceasta, ce vom face în dreptul celor trei bătălii despre care voi vorbi, va avea un rol însemnat. Să menționăm întâi în bătăliile și apoi să le aprofundăm. Prima dintre ele, bătălia pentru identitatea spirituală. Aici se clarifică răspunsul la o întrebare esențială. Cine ești tu? Bătălia a doua este bătălia pentru sistemul de valori. Miza acestei întrebări este ce crezi că e bine și ce crezi că e rău. Bătălia numărul 3 este bătălia pentru integritatea personală. Ce fel de viață, ce fel de caracter vei pune în evidență? De cum ne purtăm pe aceste trei fronturi, depinde mântuirea, depinde mersul familiei, depinde mersul bisericii. Să le luăm pe rând. Prima este bătălia pentru identitatea spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că din punct de vedere al identității spirituale, oamenii sunt împărțiți în două mari grupuri. Primul grup este reprezentat de grupul copiilor lui Dumnezeu. Al doilea grup este reprezentat de aceia care din punct de vedere spiritual aparțin celui rău, fiii întunericului. Întrebarea care se pune este din care grup faci parte. Ține minte, din punct de vedere confesional, poți să aparții Bisericii Pentecostale din Sibiu. Și în același timp, din punct de vedere spiritual, să nu te numeri în rândul copiilor lui Dumnezeu. Apartenența confesională nu garantează identitatea spirituală din rândul copiilor lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem responsabili să ne raportăm la Dumnezeu în modul cel mai curat și cel mai simplu cu putință.
Voia Lui este să recunoaștem domnia și autoritatea Sa asupra vieții noastre. Ceea ce ne-a împărtășit în această seară fratele Andrei, nu voi mai spune, dar este foarte important ce ne-a spus. Și ce spunem mai departe să fie așezat lângă ceea ce Duhul lui Dumnezeu i-a dat să ne vorbească în această seară. Cine ești tu din punct de vedere al identității tale spirituale? Eu am înțeles că identitatea unui om se fundamentează pe patru mari repere. Primul reper este Dumnezeu. Nu te poți defini ca om fără să ai credință în Dumnezeu. Reperul al doilea este neamul. Fiecare om se trage dintr-o cultură, se trage dintr-un neam, dintr-un popor. Eu sunt român. Dumneavoastră sunteți români. Cu o particularitate care nu trebuie nici de cum neglijată. Româno-americanii. Americano-români. Legile României, legile Statelor Unite permite dublă cetățenie. Și când ne definim ca oameni, trebuie să știm și asta. Cultura, limba. Am remarcat ce s-a spus aici, că prin anii 30, când s-au făcut legăturile cu frații de aici, limba română se vorbea cam greu la românii din vremea aceea. Prin urmare, problemele nu sunt noi. Numai noi suntem noi. Adică noi, ca noi. Avem responsabilitatea să ne deschidem spre nevoile generației copiilor și nepoților dumneavoastră și să îi slujim conducându-i la credință. Reperul al doilea este familia. Nu ne putem defini bine fără familie. Și al treilea este genul. Dumnezeu a făcut pe om bărbat și femeie. Iată că sunt vremurile în care afirmația aceasta trebuie să fie făcută mai des. Când cineva mă întreabă pe mine, domnule, dumneata, cine ești? Eu îi spun așa, eu sunt creștin penticostal, român, din familia Brie și-s bărbat. Dacă dumneata ești femeie, sau avem între noi surorile noastre, să spui sunt femeie. Identitate. Curajul de a afirma această identitate se trage din Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să luptăm și să fim în stare să ne dăm și viața. Amin. Bătălia a doua, și această bătălie, prima despre care am vorbit, se dă în fiecare zi, bătălia pentru identitate spirituală. Și de ea este legată strâns bătălia pentru sistemul de valori. Bătălia pentru ceea ce crezi tu că este bine și ceea ce crezi că este rău. În lumea în care noi trăim există o conspirație împotriva valorilor lui Dumnezeu. Conspirația aceasta se pune în evidență în fiecare zi. Întreabă-te. Ce crezi tu că este bine și ce crezi tu că este rău? Și când ai răspuns, pus în fața unei situații, sau ca să formulăm, reformulăm întrebarea în vorbele bunicilor noștri. Frate, asta e păcat? Da, asta e păcat? Răspunsul pe care îl dai la întrebare arată sistemul tău de valori. Mulțimea credințelor și a convingerilor tale formulează răspunsul. Și acum întrebarea este cine determină răspunsul? Majoritatea oamenilor dau răspunsul în două instanțe. Educația lor, acumulată până în clipa aceea, și conștiința lor.
Dar ce te faci dacă educația ta este determinată de informații false? Și ce te faci dacă s-a stricat conștiința? Și aici se dă bătălia pentru sistemul de valori. Un creștin își formează valorile pe temeiul Bibliei, în lumina făcută de Duhul Sfânt. Nu doar Biblie, ci Biblie în lumina Duhului, cugetul vostru, cum spune Pavel, luminat de Duhul Sfânt. Și sigur, cu asta apoi mergem la a treia instanță, și anume conștiința. Conștiința mea, conștiința ta, funcționează bine dacă ea este determinată de Scriptură și este luminată de Duhul Sfânt. Altfel, înșală. Înșală rău. Și așa au ajuns oameni care, în mod sincer, sincer în raport cu propriul lor sistem de valori și cu propria lor conștiință, spun că avortul nu e păcat. Divorțul nu e păcat. Viața sexuală premaritală nu e păcat. Exemplele pot continua. Homosexualitatea nu e păcat. De ce s-au dat răspunsuri așa de tranșante la probleme atât de clare? Răspunsul este următorul. S-a pierdut bătălia pentru sistemul de valori. Există două atentate masive care pot compromite sistemul de valori. Atentatul la filozofia de viață. Acest atentat are cumva ca scop să răspundă la întrebarea: cum vezi tu viața? În viziunile mai noi, specifice și generației mele, dar mai ales generațiilor care s-au ridicat după mine, viața este înțeleasă ca un imens parc de distracții. Scopul vieții este fericirea omului. Însă și existența lui Dumnezeu se explică prin nevoia de a fi o ființă supremă care să se îngrijească de bunăstarea omului. Tot ce există este pentru binele omului. Sensul vieții este fericirea omului. Și asta s-a numit umanism. Îl regăsim din plin în societatea contemporană. Găsim din plin în biserici creștini care sunt convinși că scopul lui Dumnezeu cu noi este să fim fericiți, să fim de succes, să mergem din bine în bine, să fim prosperi, într-un cuvânt, să fim fericiți. Ba chiar există teologii care argumentează că acesta este sensul vieții. Să vezi ce face asta din noi când o aplicăm în zona moralei. Un exemplu simplu. La o emisiune de radio creștin s-a vorbit despre divorț. O doamnă a sunat și a intrat în direct zicând cam așa: eu sunt măritată cu un bărbat care mă face nefericit. Știu că nu e bine să divorțez, dar o voi face. Și Dumnezeu, care vrea să fiu fericită, mă va ajuta să rezolv această problemă. În final, mă va ajuta să-mi găsesc un bărbat cu care să fiu fericită. Și El, care este bun, în final mă va ierta. Cel care modera discuția a zis așa: Doamnă, s-o crezi tu. Pa, asta s-o crezi tu. Uite, trăim vremuri în care această concepție că sensul vieții este fericirea omului modifică morala, distruge valorile. A doua problemă
este însăși atentatul la valorile moralei, la morala în sine, la etică. Iar aici asistăm la o destructurare a ceea ce înseamnă etica creștină. Societatea seculară a abandonat aceste valori. S-a ajuns ca lucrurile să stea cu susul în jos. Ceea ce se numea cândva păcat nu mai este păcat. Idolatria, materialismul, divertismentul, distracția, hedonismul, cultul personalității, minciunea, înșelarea au ajuns pe scenă și capătă prioritate în viețile oamenilor. Se și laudă cu ele. Ceea ce se făcea ascuns în generația anilor 50 era rușine. Acum este publicat și s-a pus pe etichetă. Din nefericire așa stau lucrurile. Și aici este atentatul la morală. La ce numim noi bine și ce numim noi rău. Și cu aceasta ne mișcăm la bătălia a treia. Și anume, bătălia pentru integritatea personală. Ce fel de caracter îți vei forma? Ce fel de biserică vom avea în anii care vor veni? Ce fel de păstori, ce fel de predicatori? Că scrie în Scriptură că în vremurile de pe urmă oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă și îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățătorii prin votul majoritar, de bună seamă, după pofta inimilor lor. Aceste cuvinte sunt cuvinte de la Duhul Sfânt. Și ele nu se vor împlini, dați-mi voi să vă spun, ele s-au împlinit deja în multe locuri. Eu călătoresc, slujesc, am început slujirea pastorală când eram foarte tânăr, la vârsta de 22 de ani am fost ordinat pastor. Se împlinesc acum 28 de ani de atunci. Să-mi dea Dumnezeu sănătate și putere, merg mai departe. Dar am văzut cum oamenii și-au compromis integritatea. Bisericile și-au compromis integritatea. Familii și-au compromis integritatea. Au lăsat în urmă frica de Dumnezeu și s-au dus după foloase de circumstanță. Îngăduiți-mi, vă rog, să particularizez problema aceasta a integrității în două puncte sensibile. Primul punct ține de integritatea noastră materială. În zona materială, integritate financiară. Lăcomia de avere este un păcat mare. Felul în care societatea se orientează și se împlinește în material arată mult compromis. Și în privința aceasta se cere să veghem. Dumnezeu să ne ajute. Al doilea punct este și mai sensibil. Și asupra lui un pic, îngăduiți-mi să zăbovesc. Integritate în zona vieții sexuale. E voie la sărbătoare centenar să spunem și despre acestea? Eu zic că e imperativ. Apostolul Pavel a vorbit unei biserici sănătoase, bisericii din Tesalonic, și a zis așa: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Păcatele cărnii, păcatele din zona sexualității distrug generația tânără. Și nu numai. Dați-mi voie să vă spun că firea noastră păcătoasă pământească nu îmbătrânește. Numai corpul îmbătrânește. Firea pământească nu. În zona aceasta
pornografia face ravagii. Accesul este atât de ușor și de facil. Altele care se leagă lanț. Dragii mei tineri, sper că mă auziți în seara aceasta. Aveți dreptul să fiți fericiți în viața de căsătorie. Dumnezeu vă va binecuvânta în măsura în care sunteți gata să-L respectați și să-L onorați. Să fie limpede. Viața sexuală premaritală este păcat. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Dacă vom face așa, prin harul lui Dumnezeu, vom transfera generațiilor care vin după noi o moștenire bogată. În esență, problema este reprezentată de ceea ce se numește frica de Dumnezeu. E frică de Dumnezeu are. Această frică de Dumnezeu este o chestiune care ține de propria raportare a fiecăruia dintre noi față de Dumnezeu, în simplitatea și în curăția propriei conștiințe. Trei mari lupte. Cea pentru identitate, cea pentru valori și cea pentru integritate. Astea ne stau în față. Și pe acestea trebuie să le ducem în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Amen.